Autoritățile Republicii Moldova au anunțat că în contextul incendiului de la centrala atomică din Zaporojie, Ucraina, nu se atestă creșteri ale nivelului radiației și nu există pericol pentru populație. Pe fondul unor ciocniri armate în vecinătatea centralei nucleare de la Zaporojie, lângă Energodar, circa 550 km sud-est de Kiev, a izbucnit un incendiu la una dintre clădirile complexului energetic. Incendiul, deși puternic, a fost stins rapid, în momentul de față fiind complet lichidat. Clădirea afectată de incendiu nu are legătură cu partea tehnologică a centralei, fiind o facilitate de pregătire a personalului, conform unui comunicat al Reuters. Agenția Internațională pentru Energie Atomică anunță că nivelul de radiație în zonă este normal și continuă să-l monitorizeze. Datele de la Ministerul Mediului arată că nivelul de radiație din Republica Moldova nu înregistrează nicio creștere. Vom continua să monitorizăm nivelul de radiație și să informăm periodic dacă vor interveni schimbări în fondul radioactiv, indică instituția. Guvernul de la Chișinău face apel la calm și roagă populația să se informeze exclusiv din surse verificate.